E început de weekend, stăm acasă, ne relaxăm, iar eu personal aveam să descoper ceva absolut uimitor. Rămâne să vedeți ce. Alea să fie canapele, e ok, ce zici? Da, nu trebuie să. Da. Și să mai băgăm un pic de gri? Da, merge cu aramiză de gri. Ce zici? Cu aramiză pe unde? La mine la încheietura acolo. Da, da, cum este. Ei, ești prost. Eu uite-mă. Ia, ia dă-i mă propriu. Scrie, caută Cătălin Bărcat. Să sare ceva. Ia, dă-i la... să-ți arăt ceva, dă-i la, la fotografii, dă-i să vedeți și voi o față. Albume. Clipuri video. Ia să vedeți și voi o față. Ești nebun. Dă-i mai jos. Dă-i că-ți arăt ce văd eu acolo. Dă-i, ia dă-i mă. Oprește muzică. Dă-i mai tare. Mărește. Vă vine să creză? Hai, e nebun. N-are mâini, frate, și omul pune muzică. Sunt nebun? Șmecher. E șmecher? Un om respect. Care... ambiție. Uai cât ambiție, frate. Uite cum s-a făcut el acolo. Nu ești prost. Profund afectat de handicapul lui Cătălin, anihilat de pasiunea pentru muzică, am stat și le-am studiat tot weekendul. L-am studiat ca pe o carte. Și într-adevăr, Cătălin este o carte. E o carte despre iubire, despre pasiune, despre dragoste, despre familie. Pentru că acest om minunat are o familie minunată. Nu știu dacă soția lui are noroc cu el sau invers, dar știu că am avut noroc că am cunoscut asemenea om. La acest lucru m-a făcut să mă gândesc. Ce aș putea să fac eu pentru Cătălin? Așa că, luni dimineață m-a apucat de treabă. Și iată ce am făcut eu pentru acest om. Ok, am făcut multe nebunii la viața mea și asta pentru că proștii se simt mândri cu nebunile lor, dar eu zic că ce vedeți aici întrece. De ce zic că întrece? Este o valoare nu ca amploare de lucrare, nu este o valoare financiară, este o valoare sentimentală. Acest tip de pupitru a fost conceput special pentru Cătălin. Ați văzut ce s-a întâmplat cu el? Ați văzut ce fel de om este, cât mult, de mult luptă cu viața? Încerc scuze să te emoționa când vorbesc de Cătălin și cred că oricare dintre voi să-ți emoționa. Nu știu ce să vă zic mai mult. Chiar am emoții. În fine, deci, în afară de faptul că m-am gândit la Cătălin, m-am gândit în același timp, o să fiu sincer, că sunt foarte mulți DJ de evenimente cum e Cătălin. De fapt, m-am gândit că mi-a sugerat el treaba asta. Și am zis, hai să facem un pupitru pentru Cătălin, care ulterior va fi și pentru mulți alți DJ care se opresc cu evenimente. Aș vrea ca acest gest să-l facă și alți DJ față de Cătălin,
în momentul ăsta vizualizați Facebook-ului, este scris jos în bară, la fel cum au făcut și alți prieteni de-ai mei DJ, și cred că ajutându-l pe el, ne ajutăm pe noi să fim mai buni, ne ajutăm familia, ne ajutăm prietenii, ne ajutăm tot ce ne înconjoară. O să ziceți că aberez, nu aberez cu nimic. Suntem și trăim foarte agitați cu porcăria asta de COVID și uităm să fim buni, uităm să iubim, uităm să avem sentimente. Cătăline, îți mulțumesc că m-ai făcut să mă regăsesc. Și oricând o să ai o mână întinsă de la mine.